Teama de infectare cu COVID-19 scade, iar măsurile de relaxare dau oamenilor un sentiment de falsă securitate. Multe țări plătesc deja un preț ridicat. A crescut numărul de cazuri noi, relatează CNN, care a făcut o listă cu 7 mituri care alimentează răspândirea coronavirusului. Și în România, după adoptarea unor măsuri de relaxare și în urma unor campanii care neagă existența virusului sau îndeamnă oamenii să nu poarte mască, numărul de cazuri a crescut. Explicația este că, după relaxare, soarta pandemiei a trecut în mare măsură din mâinile autorităților la responsabilitatea personală. Însă mulți nu respectă recomandările și lasă garda jos prea repede din cauza unor mituri care câștigă popularitate. 1. Dacă economia se deschide, situația s-a îmbunătățit. Nu este adevărat, avertizează OMS, care consideră că pandemia nu se apropie nici de departe de final. Doar 5-8% din populația Statelor Unite a fost infectată cu noul coronavirus, ceea ce înseamnă că mai e mult până la atingerea imunității colective. Un studiu de seroprevalență făcut în Spania, altă țară grav afectată, arată că aproximativ 5% dintre oameni au dezvoltat anticorpi. Pentru imunitatea colectivă ar fi necesar ca peste 70% din populație să devină imună la COVID-19, fie prin infectare, fie prin vaccinare. Sunt tânăr și sănătos, așa că nu sunt îngrijorat. Fals. Mulți tineri sunt infectați cu noul coronavirus. Chiar dacă rata de deces este mai mică în rândul adulților tineri, mulți se luptă cu efecte pe termen lung ale bolii. Au existat astfel de cazuri și în România. Un medic de la Spitalul TBC din Câmpul Lung Mușcel a povestit despre cazul unei paciente asimptomatice, a cărei stare s-a agravat brusc. De asemenea, o femeie de 39 de ani a murit în Alba Iulia din cauza COVID-19 fără să aibă alte boli. Verificăm temperatura angajaților sau clienților. Măsurarea temperaturii este un minim triaj epidemiologic, au explicat autoritățile atunci când a fost luată această măsură. Dar purtătorii asimptomatici și cei presimptomatici nu pot fi detectați și cei presimptomatici nu pot fi detectați astfel deoarece nu au febră. Nici mulți dintre cei care au simptome nu dezvoltă febră. De aceea, respectarea măsurilor de protecție personală este importantă la cumpărături și la locul de muncă. Nu trebuie să port mască. Dimpotrivă, spun experții, pe măsură ce economiile se deschid mai mult, măștile devin mai importante, nu mai puțin importante, a declarat Jeremy Howard, cercetător la Universitatea din San Francisco. Masca înseamnă mai puțină răspândire virală, adică mai multe afaceri deschise mai repede. Rata deceselor este în scădere, deci lucrurile stau mai bine. Nu este adevărat. Numărul de cazuri poate crește și în condițiile unei rate scăzute a deceselor. Statele Unite au raportat recent cel mai mare număr de noi cazuri de COVID-19 într-o singură zi, iar medicii spun că rata infecției este mai mare decât creșterea numărului de teste efectuate. Aceasta, deși nu s-a constatat o creștere a numărului de morți de COVID. Medicii au o explicație pentru acest lucru. Decesele cauzate de COVID-19 se întâmplă adesea la un interval de câteva săptămâni de la infectare. Poate dura până la 2 săptămâni pentru apariția simptomelor. După aceea, oamenii ar putea să nu fie testați imediat. Apoi, poate dura și mai mult, pentru ca cazurile severe să necesite spitalizare. Am fost testat deja negativ, deci sunt sănătos. Aceasta nu este o scuză pentru a renunța la măsurile de precauție. Uneori există rezultate fals negative, ceea ce înseamnă că aveți boala, dar testul nu o detectează, arată Serviciul Sanitar al Universității Pennsylvania. Chiar dacă rezultatul negativ este corect, vă puteți infecta oricând după efectuarea testului. Poate ar trebui să lăsăm natura să-și urmeze cursul și să obținem imunitatea colectivă. Nu este o idee bună, deoarece unele unități de terapie intensivă sunt deja la capacitate maximă, spune medicul Jorge Rodriguez. Chiar dacă sunteți infectați, dar nu aveți simptome, acest virus este foarte contagios și puteți infecta și pe alții care vor avea nevoie de spitalizare. Acest lucru scade șansele la tratament pentru cei care suferă de alte boli sau sunt victime ale unor accidente. Și mai este o problemă. Acest virus este atât de nou încât nimeni nu știe dacă anticorpii dezvoltați după infectare vor oferi o imunitate pe termen lung.